Probabil că cea mai spectaculoasă zonă movilară din România este cea din marginea satului Movile, județul Sibiu. Aproape 100 de formațiuni de mari dimensiuni se întind pe mai mulți kilometri pătrați, creind un peisaj ireal, aproape fantastic, mai ales la lăsarea serii. Aici te simți parcă într-o altă lume și nici nu pare să mai conteze foarte mult dacă aceste movile sunt naturale sau a mai intervenit și mâna omului pe aici, pe colo. Totuși, ar trebui să acordăm o importanță sporită acestei zone, deoarece un exercițiu simplu de logică ne poate demonstra că ar putea fi un loc cu potențial arheologic. Chiar dacă plecăm de la premiza că aceste formațiuni sunt naturale, orice geolog ne poate confirma că au 3-4 mii de ani vechime. Asta înseamnă că ele existau aici exact în perioada când practica funerară de tip tumular era vie la populațiile străvechi din Transilvania. Dacă privim din această perspectivă, atunci ne putem imagina că un astfel de loc putea să le pară oamenilor din vechime ca un imens cimitir regal construit de natură. De aici, nu mai este decât un pas până la a presupune că o minimă inteligență i-ar fi putut îndemna să valorifice un astfel de cadru natural pentru a depune rămășițele pământești ale unor lideri într-o movilă gata construită de natură sau pentru a ridica o movilă nouă aici, care s-ar fi ocultat de la sine într-o mare de formațiuni similare. Cu convingerea că această presupunere poate să fie acoperită în realitate, nu ne rămâne decât să sperăm că viitorul va fi mai generos cu cercetarea arheologică românească. Spre deosebire de România, în țara vecină, Bulgaria, locuită acum 2000 și ceva de ani de neamuri tracogetodacice înrudite cu cele de la nord de Dunăre, cercetarea arheologică a explodat aducând la lumină în ultimele decenii comori impresionante ale artei acestora. Ceea ce este remarcabil este faptul că majoritatea acestor comori au fost descoperite în formațiuni tumulare similare celor din România. Politica culturală din Bulgaria a reușit să-i prezintă pe traci la nivel internațional ca strămoși ai populației actuale din această țară, în timp ce noi, românii, în mod ironic, ca urmare a unei politici culpabile din multe puncte de vedere, suntem percepuți în cel mai fericit caz ca un neam de corcituri născut din amestecarea coloniștilor multietnici aduși de Imperiul Roman în Dacia, cu femei dace ușuratice care s-au pus în pat cu dușmanul pentru a crea poporul român. Dincolo de această remarcă amară legată de minciuna etnogenezei poporului român, este de remarcat efortul mediului științific bulgar de a valorifica istoria tracogetică din țara vecină. Cum sunt tratate la noi aceleași realități istorice? Haideți să vedem!